la omul ăla care a dus acolo, în ligarul acolo, în partea din jos. Ei, capta! Zeci de gospodării din Ștefan cel Mare au fost afectate de ploaia torențială. Precipitațiile au atins chiar și 50 de litri pe metrul pătrat. Șuvoaiele de apă au inundat curțile, beciurile și grajdurile animalelor. Ce fac? Toată apa din cu... din o grade. Ce fac? Tare a plouat? Păi a plouat. Ce fac? E multă apă. Păi acum... câtă apă a scos? Acum s-a retras, o mai... dacă am... De unde a venit toată apa? De unii, de bine și s-au venit. Eu nici n-am mai ieșit din casă. E, de spundate șansurile. Fac treabă numai iurea, le plătesc de pomani, de bani la ăștia. Deja o dat cu coasa, dar unul a lăsat acolo toată. Și și dacă mă aude. Aici și în față eu îmi fac tot timpul. Eu îmi fac eu prășesc. Ei știu să iei bani. Și ați aici la mine, la bărbat nu l-a făcut, uite, fundat. Aici și ei vin și sănătate, dau. Merg cu sapan și merg și la revedere, nu mai fac nimic. Apa aici, așa, în zona drumurilor și a podurilor, podeților, podurilor și podeților, a fost în jur de vreo metru, aproape de un metru. După reprizele de ploaie, localnici au ieșit cu lopețile pentru a decolmata șanțurile. Voi inundați și lacul, bag seama. Autoritățile locale urmează să centralizeze pagubele, în special pe drumurile comunale, unde mari cantități de pietriș au fost luate de puhoaie.